camere, se caută de la prima oră. Cea mai bună veste a zilei, că o să-mi fie luate gunoaiele. Am ieșit singur astăzi după Sorinel, din motive pur obiective. Ne aflăm în binecuvântata zi de luni, 7 august 2017. Vine deja lumea la cazare. Neața, neața, neața. Și o să-l prind pe Sorinel între debarcată și a capul Coneferie Nord. Bate vântul cam tare în microfon. Așa. Ce scuze. Trebuie să omor și omul și omul de la plan. Ce-o fac? Amortizor de sunet la cameră sau cum dracu. Microfon cu plan. Îndreaptă lumea deja spre mare. Frumos la porțile de acolo. Va fi furtună. Se vor neca din nou. Dacă o ține vântul ăsta, va fi belea. Pregătesc placa, o dau cu ceară, o spăl pe dinți, îi scot ceara din urechi. Deja sunt valuri. Sunt ceva valuri și se vor monta mai mari din cauza vântului. Da. Va fi furtună. Azi sper să mă dau cu placa de aici. Lume deja la mare, apă. Să mă așez odată să termin cuvântul ăsta din microfon. Sute de oameni pe plajă. Aici o să mă proptesc și eu. Să nu fie vântul prea deranjant. Ne aflăm între Acapulco și Debarcadero. Valurile deja stropesc și au dus apa pe dig. Nu știu dacă se vede până aici. Și soarele a început să iasă. Și a trecut deja de vârful digului. Mâine va fi super furtună.
se vede super și azi. Thank you.
Falza deja s-a populat. E mai multă lume acum la ora 6 și ceva decât e în iunie la ora 8. Zic și eu. O să închei aici episodul de azi. Am venit singur să mai câștig un răsărit, să mă mai bifez.